Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, doamnelor și domnilor, ediție senzațională, pentru că astăzi avem câțiva aniversari, câteva povești senzaționale, tare. Hai să vedem. Prima apariție TV a familiei Bălan de când s-a mărit și se bucură de prezența fetiței lor. Micuța Nadea Sofia este raza de soare a părinților ei. Cum au primit-o frații ei, Toma și Matei, și cât de responsabili sunt cu sora lor mai mică? Cât de mult li s-a schimbat viața Cristinei și lui Gabi de când au trei copii acasă? Toate detaliile despre fericirea supremă care îi înconjoară acum, dar și imagini în premieră cu fica artistei, vedeți doar la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Nu... Elisabeta Lipă și soțul ei Cornel vorbesc în premieră la Exclusiv VIP despre cele mai motivante și dure lecții pe care le-au primit de-a lungul timpului și de ce, la un moment dat în cariera celebrei campioane, acesta a decis să se retragă și să nu o mai susțină. Cum a împiedicat-o sau nu pe marea canotatoare a secolului 20 lipsa soțului la acel moment, aflați imediat. Nu trebuie să ratați! Sărbătoare în platou la Exclusiv VIP. Petrecere cu mare fast în avans și invitați de marcă la Cristi Brancu. Ovidiu Comornic este sărbat de ziua lui de naștere. Artiștii se întrec în urări, iar surprizele se țin lanț. Imagini inedite cu Ovidiu Comornic de când era mic. Cine îi transmite urări de la mulți ani și îl va face să lăcrimeze de bucurie și emoție, amintiri de suflet și declarații de prețuire de la colegi. Rămâneți cu noi! De fiecare dată când vine ziua ta, poetice imagini apar în mintea mea. Doamnelor și domnilor, azi este o zi cu aniversați de mare, mare, cu un suflet extraordinar. Îl avem astăzi aniversat doar 87 de primăveri, doar atât pentru iubitul nostru Florin, căruia i-am transmis dis de dimineață urările. Avem toate gândurile lui bune pentru voi. La mulți ani, prin urmare, Florin Piersic. Florin Piersic este cea mai frumoasă, din punctul nostru de vedere, formă a sufletului, a creativității și a generozității sufletești în
România. Prin urmare, doamnelor și domnilor, unul dintre cei mai mari actori și mai iubiți actori pe care i-a avut România, astăzi merge mai departe cu o carieră foarte frumoasă. Suntem mândri că suntem în sufletul lui Florin și Florin este fericit că este în fiecare zi alături de voi. Florin joacă în continuare. Prin urmare, îi spune la mulți ani lui Florin, îl iubim și trebuie să vă spunem că puteți sărbători gândindu-vă la Florin Piesic vreme de 3 zile. Postul Cine Maraton vă propune 3 zile maraton de interviuri și filme cu Florin Piersic. Prin urmare, urmează un weekend dedicat legendei și actualității Florin Piersic. Florin, te iubim, îți mulțumim, te așteptăm cu drag oricând alături de noi și mulțumim că existi și vei exista mult timp de acum înainte. Te iubim, Florin! Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, mai avem un sărbătorit astăzi, în aceeași zi cu celebrul Choco Fender și marele actor, mă copile, mă, s-a născut și Ovidiu Comornic, la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! La mulți unde ani. Te duci, mă, Ovidiu, la mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani! Da, l-am luat puțin pe repede pe Ovidiu. Și unde vrei să-l pun, tocmai? Unde vrea să-l lăsăm aici. Hai să, vină cu mine, uite, du-te acolo la bucătărie, pune-l frumos, cutiuța aia ne-a ucene. Am luat cutie ca să se asorteze cu tine, nu știu dacă observ, că ne-am ocupat, am știut că te îmbraci. În negru, nu? La mulți ani, Ovidiu, mă bucur că ești alături de noi. Astăzi o să ai câteva momente foarte frumoase aici, nu le știi. Nu e niciun fel de problemă să vrei să-mi zici ceva. Nu vreau să zic nimic, Ovidiu, decât că ne bucurăm. Cum e de ziua ta? Păi, cum să fie? Interesant, știi, așa, se creează așa o stare pe care cred că atenție, fiecare să dintre spunem, noi. Azi îl sărbătorim și este ziua lui Ovidiu, este peste 2 zile. Dar astăzi facem sărbătorirea, că duminică, oricât ne-am străduit, n-avem emisiune. Am intrat oricum în atmosfera zilei mele de azi dimineață, de la ora 7, când prietenul meu, Marcel Pavel, a postat pe Facebook la mulți ani, Ovidiu Comun. I-am spus noi, poate că este și... ziua, o facem altceva. Nu, nu, că... Și am zis, Marcel, e duminică. Aoleu, ce fac, șterg? Păi zic, acum nu mai șterge. E ajunul zilei mele, e ok. Ia uite ce poze avem aici. Tu ești? Eu sunt, da, da, da. Da, ia uite aici. Mamă, aici e 3 ani jumate, 4, 13 și 30 și ceva. Aici, aici cu niște doamne de aici. Aici cu prietenele mele. Foarte aici... frumos. Ce-ți, da. Ce-ți spune inima? Ce-ți dorești acum? Și ce... cum ți-ai dorit să fie ziua ta? Ziua mea, în general, e o zi frumoasă. Sărbătorești cu lume? Nu, doar când e cifră rotundă. Având în vedere că sunt doar 54 de ani, mai aștept până la 60. Ca să sărbătoresc. La 50 am făcut, la 40 am făcut. 55 nu e chiar rotundă așa. 55 nu, nu. Din 10 în 10 e mai bine. Din 10 în 10 e mai bine, da. Nu? De ziua mea stau cu familia, cu prietenii foarte apropiați și cam asta. Ai un cadou, un semn anume de la soția ta sau e vreun ritual? Totdeauna am face o surpriză. Eu totdeauna îi explic, te rog frumos, nu mai îmi cumpăra nimic, că... dar zice bine, 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 dar totdeauna îmi face o surpriză, da, știi? Familia ta, eu știu, frații, fratele, familia, îți fac vreo, fac ceva de ziua ta special? Păi sunt primii care mă sună, care mă sorcovesc de dimineața. Te sorcovesc de dimineața, nu? Da, da. Uneori și... poate să o ia și înainte, da? Ia să vedem noi dacă avem vreo legătură aici. Doamnelor și domnilor, cine îi spune la mulți ani lui Ovidiu? Cine, ce avem noi aici? Fratele, mama și în stânga este... Aoleu. Aoleu. Da. Aoleu. E? Ți-am spus că o să și fie tata, bine. Bună ziua, bine v-am găsit. Salutări telespectatorilor. Te salut, Cristi, cu drag. Fratele meu drag, la mulți ani. Să fii sănătos, să te bucuri de viață și de tot ceea ce urmează de acum încolo. Te să dau și pe mama. Să ai sănătate multă, dragul mami. Mulți ani fericiți și bucurii și împliniri. Te pupă, mica. Și te aștept cu drag acasă la noi, mami, de... Doamnă, s-a emoționat băiatul, da, dumneavoastră. Nu l-am văzut emoționat niciodată ca acum. El tipul Ovidiu, e stăpân pe el. Dacă m-a văzut, s-a făcut așa... Mamă, te iubesc și vă iubesc pe toți. Vă mulțumesc tare mult și abia iubesc, aștept, mama. Abia aștept să ne revedem. Curând ne revedem, pentru că pe 11, pe 13 ziua lui Florin face și el 50 de ani și la pe 11 avem un concert aniversar la Deva, la Casa de Cultură, unde vor fi colegii lui de la teatru, o parte din artiști, voi fi și eu alături de el și abia aștept să ne întâlnim.
întâlnim pe scenă. Așa să fie, dar nu schimba vorba că tata e acolo. Tata e acolo, el e... Ovidiu, la mulți ani! La mulți ani, dragule! Cu sănătate, bucurii, te așteptăm cu drag! La mulți ani, dragii mei, vă iubesc mult de tot, vă mulțumesc! Și noi te iubim, și noi te iubim! La mulți ani și familie, domnul Branciu, la familia lui, la toți! Da, la asta română! Doamne, stați așa! Stați așa că dumneavoastră sunteți o prezență prețioasă, nu putem chiar așa! Povestiți-mi, vă rog, despre băiatul dumneavoastră, că noi îl iubim ca artist, e un om de toată ispra. Brava, îl știm, am făcut emisiuni împreună. E un om serios pe care te poți baza, compune senzațional. Dar dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră de mamă, ia vă rog să-mi spuneți despre Ovidiu. Ce trebuie noi să știm ca oameni care îl apreciem? Că este un om foarte parolist, corect, sufletist până la Dumnezeu, un om cu suflet mare, un om care numai bucurii mi-a făcut și respect și stimă după el. Sunt cea mai fericită mămică și după el și după Florin, după toți copiii mei, că eu am 4 copii. 4 copii aveți, doamnă, dar cred că Ovidiu are meseria cea mai populară dintre toți, ca să zic așa, sau locul lui, el este pe buzele tuturor. Dar când ați văzut dumneavoastră tot succesul ăla grozav pe care l-a avut Ovidiu, cum vi s-a umplut, cum l-ați motocit, cum v-ați pupat, cum v-ați răsfățat unul pe altul? Nu exista spectacol să nu mă duc la el de când era la teatru. De fiecare dată îl urmăream cu drag și îl și criticam. Ce zice Ovidiu? Păi, mama era, de obicei, stătea în primele rânduri și eu prezentam piesele, știi? Și ziceam, în continuare, voi cânta piesa cu tare. Așa. Și mama, din primul rând, acolo striga, nu, asta că ești răcit și nu poți asta. E răcit. Nu poți asta să cânti. Și ce făceai? Da, mamă, te rog frumos. Așa făceați? Mamă, te rog frumos, lasă-mă să îmi fac treaba. Foarte frumos. Da. Acum a început să sune lumea văzându-l la televizor. Zice că trebuie să-i spună la mulți ani lui Ovidiu. Peste două zile e, dar noi am vrut să furăm startul și știți foarte bine că avem dorința de a aduce în fața dumneavoastră mari artiști cu poveștile lor frumoase și cu oameni importanți. Florine! Mai avem o surpriză pentru Ovidiu. Acum a venit și surioara mea cu micuțul George. Ai de... Ovidiu, vă pup, dragii mei. La mulți ani. Vă pup, dragii mei, la mulți ani. Te rog să ne prezinți pe sora ta. E Loredana, e sora noastră, iar micuțul Darius a venit așa adică n-a fost pregătită venirea lui, dar înseamnă că a venit cu un scop pe lumea asta și ne bucurăm tare mult. Este răsfățatul familiei. Se vede, e o dulceață de copil. Și vreau să spun că ai mei părinți sunt tare fericiți și cu siguranță le-a adus și sănătate și cu siguranță cred că vor trăi până o să-l vadă și pe el la nuntă. Ginere. La nuntă, bunicii. Până o să-l vadă și pe el ginere. Doamne ajută! Darius, vrei să-i spui ceva lui Ovidiu? La mulți ani! Dragule, mulțumesc frumos! Parcă... Te îmbrățișăm strâns, Ovidiu, te iubim! Draga noastră soră, spune-ne cum e să-l ai ca frate, ca fată, că pe Florin, noi cu Florin ne știm, Florin vine la noi la emisiune, e un om senzațional. Despre tine nu știu, cum este să-l ai ca frate pe Ovidiu Comornic? Cum e relația voastră? E o mândrie extraordinară, în primul rând. Relația mea cu Ovidiu este unică, de fapt la fel sunt cu toți frații. De ce e unică? Cum este el? Dă-mi un exemplu, o poveste frumoasă cu voi. Ovidiu e un sufletist, e un familist convins. Nu putem să ne dorim ceva și Ovidiu să nu ne ajute sau să nu rezolve. Ai văzut? Ovidiu e al nostru, indiferent ce se întâmplă, Ovidiu ne ajută. Sunăm, e al nostru, îmbrățișarea lui e unică. Le cam zice. Asta e rolul fratelui mai mare. Da, mă, da, să știi că fratele mai mare poate să fie frate mai mare sau poate să fie frate mai mic, Ovidiu, e chiar frate mare. Asta, adică el este alături de voi, ceea ce e un lucru minunat. Vă rog să rămâneți în această echipă absolut superbă. După pauză o să mai povestim câte ceva. Sunteți absolut adorabili, acum înțeleg și împlinirea din spatele carierei tale, pentru că ai o familie de poveste. Să străiască. O familie binecuvântată, o familie care a știut să ne
niște părinți care știu să ne crească, să ne spună asta e bine, asta nu e bine și suntem tare mândri că ne-am născut și m-am născut în familia asta. Ne întoarcem după o scurtă pauză cu Ovidiu Comornic și alte surprize pentru el, că dacă s-a emoționat acum, de-abia am dat drumul, ca să zic așa. Să ascultăm. Da, doamnelor și domnilor, surprize pentru Ovidiu Comorni, pentru că va fi ziua lui. Florin, pe cine mai ai lângă tine acolo ca să avem familia în formulă completă? Între timp, a venit și nepoțica mea, Grațiela, cumnatul meu. Grațiela, cumnatul meu, Dan. Mai lipsește, mai avem un frate mai mare care este la Dej. Carol, care el e mai... Poate o să apară, nici nu știu ce e cel mai mare. Da, l-am spuneț, vă rog să-i transmiteți și voi gânduri frumoase lui Ovidiu și ce puteți să-mi spuneți despre Ovidiu. Evident, a apărut și vedeta. Așa, deci, vă rog, vă ascult. Nepoată. La mulți ani! Dragilor, mulțumesc frumos, vă iubesc, vă mulțumesc frumos, e o mare surpriză, nu mă așteptam la așa ceva. La atâta lume bună. La atâta lume, da, eu sunt obișnuit cu familia mea să ne vedem așa doar noi, nu prea îmi place să... Dar recunosc, mă bucur tare mult pentru această surpriză și îți mulțumesc. Un gând pentru Ovidiu, mai ave... vă ascult cu drag. Îl iubim din tot sufletul și îl așteptăm cu drag la spectacol și acasă, cu drag. Toată lumea îl așteaptă acasă, le este dor de Ovidiu pentru că ne întâlnim foarte rar cu el fiind distanța aceasta, însă mă bucur tare mult că pe data de 11 va fi alături de mine pe scenă, în primul rând, și vom fi cu toți în familie și ne vom bucura de acele momente, da, cu siguranță. Vă rog să rămâneți cu mine, pentru că și mulți colegi sunt alături de Ovidiu. Hai vă să iubesc, vedem, dragilor, vă mulțumesc frumos. Stați acolo, familia, urmăriți emisiunea împreună cu noi, nu închideți legătura asta. Hai să vedem cine i-a transmis un prim mesaj lui Ovidiu. Ia să vedem. Vă salut pe toți, în special pe Ovidiu, căruia îi doresc la acest aniversar să fie sănătos. Îi doresc mult succes pentru anul acesta. Ne cunoaștem de foarte mulți ani, amândoi cântăm aceeași muzică romantică pentru publicul nostru drag. Și de fiecare dată l-am apreciat atunci când un proiect nou, calitativ, a ieșit din vocea lui minunată. Îi doresc să-l iubească toate bucuriile, să fie sănătos și să se bucure de această carieră formidabilă pe care și-a construit-o greu, în timp, în ani. Și uite că roadele muncii sale se văd și asta e un lucru extraordinar. La mulți ani de la Paul Surugiu, dragul meu Ovidiu Comornic. Mulțumesc, dragule. Fuego e un coleg minunat, un coleg pe care eu îl apreciez foarte mult. În primul rând pentru faptul că muncește, cred că așa mai e, mult decât toți noi la un loc. Și își merită pe deplin locul. Și sunt tare bucuros că suntem prieteni și îl apreciez foarte mult. E o chestie colegială, ceea ce este foarte frumos, știi? Că de multe ori mersul pe aceeași șosea poate să însemne și concurență sau o formă de... Știi ce se întâmplă? Noi, da, chiar dacă poate există o concurență, dar e o concurență constructivă. Ceea ce e foarte important. Generația noastră, și mă rog, el e un pic mai mic decât noi, cu vreo câțiva ani, dar să știi că între noi nu există invidii, răutăți, ba din contră. Ne întâlnim, ne bucurăm când ne întâlnim, ne povestim tot felul de minuni prin care am trecut. Suntem o generație binecuvântată, zic eu, și aleasă. Am înțeles. Asta e lucru foarte frumos. Întrebarea este ce surpriză mai vine pentru Ovidiu acum? Sanda! Da, doamnelor și domnilor, Sanda Ladoș a venit în persoană să-i spună la mulți ani lui Ovidiu. Să ne trăiești! Că ești tare bun, un om tare bun și un artist tare talentat și un compozitor excepțional și nu puteam să nu vin să nu cânt o piesă de-a ta
Ca să-ți mulțumesc pentru duetul nostru care după aia l-am transformat, că n-ai mai vrut să cânti cu mine. Nu că n-am mai vrut, nu ne-am mai avut timp, dar nu că n-am mai vrut să, n-am vrut să cânt cu tine. Nu puteam să nu fiu alături de tine. Mă bucur din suflet, Sanda. Facem așa. Sanda, îți mulțumim foarte mult, o să povestim. Hai să cântăm piesa, hai să cântăm piesa. Sanda Lado și o piesă de Ovidiu Comornic, doamnelor și domnilor, după care trecem la povești și alte surprize. Stați cu noi, la mulți ani, Ovidiu. Mulțumesc. Da, până una alta, până când apăsăm pe buton, zi-mi o întâmplare frumoasă cu Ovidiu. Una? Una. Sunt peste 30 de ani de prietenie și tovărășie, dar cred că una foarte amuzantă, să o zic? Ziu! Nu te lăsa! Eram foarte tineri și zăpăciți. Că na, așa e, la 20 și un pic de ani. Și am vrut să vedem cine are cele mai sexy picioare dintre băieți. Așa, și? Și... A câștigat Ovidiu? Da. Mă, Ovidule, nu știam că stai așa bine. Mă, că Sanda exagerează. Aveam 20 și ceva de ani, eram foarte puștoaice, era și Gianina Olaru la vremea respectivă. De fapt, ea te-a pus, că ea era tupeistă. Eu n-am îndrăznit. Zi tu cine era. Cine mai era în concurs? Nu mai știu. Eram la Internațional în Olimp. Eram o gașca noastră care ne simțeam bine. Eram copii și ne prosteam, că de fapt ce puteam să facem la vârsta aia. Dar el era atât de cald și de treabă și el așa... Păi până mi-am dat de seama ce vor, n-am înțeles. Doar că m-am trezit că eram cu... Doar am rămas în chiloți, știi? Și zic... E, nu chiar, că erau niște pantaloni așa mai scurtuți. Mai scurt, dar în short, da. Era un short, așa, dar... Eram la mare, îți dai seama. Eram la mare. Era aproape normal. Păi am și spus. Dar eram... nu de să te dezbrace fetele, ci să te... Păi nu, că era culmea. Era acolo, unde făceam noi repetiții. Deci nu era să crezi că ne-am ascuns pe undeva, Doamne, ferește. Felicitările mele. Nu, era oficial, adică cum? Bine, dacă a fost oficial, hai să ascultăm oficial și piesa compusă de Ovidiu și cântată de Sandra. Inima te vrea, vino lângă ea, să vezi cum bate ca nebuna. Pentru tine eu am adunat tot ce poate fi mai bun, în suflet le-am așezat. Acum îți spun ce simt, chiar dacă tu știai. Te vreau doar pentru mine, iubire să-mi dai.
nebuna. Vreau să prind o stea, dragostea să-mi dea, păstrează-o pentru totdeauna. Mulțumim, Sanda, foarte frumos, vin alături de noi, dar cine mai transmite un mesaj de la mulți ani? Ia să vedem. Dragul meu prieten Ovidiu Comornic, aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult pentru prietenia noastră care durează de aproximativ 37 de ani. Să-ți mulțumim pentru ceea ce ne oferi tu cu cântecele tale extraordinare și să-ți mulțumesc încă o dată pentru melodia pe care mi-ai încredințat-o, fiind compusă de tine, și aici mă refer la melodia frumoasă a mea. La mulți ani, dragul meu prieten, să ai parte de iubire, glorie și tot ceea ce dorești tu să se împlinească. Mulțumim, Marcel. Dragul Marcel. Dragul Marcel, el a fost, am zis, primul de dimineață, a pus pe Facebook și mi-a sunat telefonul în continuu, mi-a cu la mulți ani. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc, Marcel. Sunt tare mândru că împreună am reușit să facem lucruri frumoase și am fost și suntem o gașcă mișto. A fost o, din punctul meu de vedere, a fost o întâlnire de la Dumnezeu. Da. Compoziția și cu vocea și ce a ieșit cu acel cântec, țin minte pentru că am fost acolo în miezul problemei și lumea vibra. Deci, efectiv, peste tot unde mergeam, lumea vibra în acordurile... Da, este evergreen. E evergreen, așa, clar. Doamnelor și domnilor, avem însă în fața familiei care ne urmărește în continuare un alt mesaj de la o doamnă minunată din folclor. Dragul nostru Ovi, astăzi, când este o zi superbă, să dea Dumnezeu și în sufletul tău să fie la fel, să-ți dea Dumnezeu bucuriile vieții toate, să fii același om minunat cu inspirație și să ne bucuri sufletele cu toate creațiile tale și cu toate aparițiile tale. Noi te iubim, familia noastră toată, te respectăm și îți dăruim toată dragostea noastră. La mulți ani! Ne-ai fost în viața ta așa emoționat. Nu l-am văzut niciodată. Este, 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 chiar este că simt și eu. Deci? Simt și eu stare. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, doamne Martila, Pascal Cojucărița. Mulțumesc întregii familii, pentru că, într-adevăr, sunt o familie minunată pe care eu o respect foarte mult și ne-am întâlnit de vreo câteva ori în câteva concerte și am trăit niște lucruri minunate. Mulțumesc tare mult, doamna, și eu zic vă să luăm o scurtă pauză, mai respiră un pic, că mai e. Ne întoarcem cu alte surprize pentru Ovidiu. Seara se lasă din nou la geamul meu, te vreau lângă mine, acum și mereu, cu tine aș sta mai mult ca oricând. Fără tine nu știu cine sunt. Orice ai face sau mi-ai spune cândva, nu pot uita toată dragostea ta. Un miracol a fost că ne-am întâlnit, azi mă simt un om împlinit. Parcă-i un fel de magie și știi ce spun. Ce-i mai bun? De n-ai fi tu, cui aș spune te iubesc. De n-ai fi tu, nici nu vreau să mă gândesc. De n-ai fi tu, viața mi-ar fi pustie. De n-ai fi tu, de n-ai fi tu, soarele n-ar mai zâmbi. De n-ai fi tu, nimic nu ar mai fi. O șoaptă ușor, te aud când cobor în gândul meu și-mi spui că ți-e dor. Te simt mai aproape ca oricând și tu știi, nimeni pe lume nu ne va despărți. Nopțile cad peste sufletul meu și inima-mi spune, te voi iubi mereu. Pe tine te vreau în suflet, în gând, alături să-mi fii mereu.
magie și știi ce-ți spun. Tu-mi dai mie tot ce-i mai bun. Piesă la aniversarea lui Ovidiu Comornic. Cine îi mai spune la mulți ani? Ia să vedem, ia. Dragul meu Ovidiu, pentru că ești un prieten bun al meu și pentru că țin foarte mult la tine, sunt nerăbdătoare să-ți fac cele mai sincere și calde urări de bine, de sănătate, să fii binecuvântat și la mulți, mulți ani fericiți și împliniți, cu succese și cu tot ce-ți dorești. Doamne ajută să ne vedem cu bine și să ai o zi frumoasă acolo la Cristi, să vă distrați și să speri întotdeauna că viața aduce ceva ce nici nu te aștepți. Ziua de mâine îți poate aduce foarte multe bucurii și să fii încrezător și optimist, așa cum te știu eu. Te pup și te iubesc. Pa! Și eu te iubesc, draga mea, Silvia. Silvia, o colegă minunată, o colegă cu care noi râdem de câte ori ne vedem. Am văzut când am avut ediția specială cu voi, a fost o nebunie. Silvia e specială, da. Da, Silvia este specială. Mai avem și alți colegi care vor fi alături. Pe de altă parte, mai avem un mesaj. Hai să-l vedem. Avem la mulți ani, Ovidiu. Toată lumea se va îmbunzi să-ți spună toate cele. Cât de minunat, cât de senzațional ești. Da. Și eu spun că ești un om minunat, ești un coleg bun, ești un tip extraordinar de talentat. Și mai vreau să spun un lucru. Știi ce e cel mai important lucru? Că existi, că există în viețile noastre, că poate că suntem prieteni, poate că e bine să fii sănătos și e bine să tot ce e mai frumos să ți se îndeplinească, tot ce-ți dorești tu, tot ce ai în suflet, sufletul tău să-ți dăruiască tot. Eu, dacă aș putea, ți-aș dărui tot. Ești un om minunat, Ovidiu, la mulți ani, să fii sănătos, să fii sănătos și să-ți fie bine. Asta este cel mai important, să-ți fie bine. Mirabela, mulțumesc, draga mea Mirabela. Mulțumesc și îți mulțumesc pentru că ai fost, atunci când am avut nevoie, ai fost alături de mine. Mulțumesc. Dar și tu. Opa! Ileana și Potean, următoarea surpriză. Nu-ți mai zic că te iubesc, nu-ți mai zic nimic. Da, la mulți ani. Băi, ce să spun, du-te cu camera de aici. Așa. Duminică avem spectacol la Tănase și ne-am hotărât să ți-l dedicăm ție, pentru că este ziua ta
și... Sunt chiar onorat. Mulțumesc din suflet. Cu drag, da. Mulțumesc. Îi mulțumim, Ilenei și Poțeanu. Hai să cântăm piesa compusă de... Ovidiu Comor. Aia e treaba, doamnelor și domnilor, până când ajunge Ileana acolo, cu drag. Te pup, Sorin, vă pupăm. Ne-a rugat Ovidiu să nu vă, să am grijă de voi, că aveți atâtea emoții, n-a apucat să vă uitați bine la emisiune. Vă pupăm, vă mulțumim. Doamnelor din platou, felicitări pentru emisiune, felicitări pentru cântece. Vă iubim și mulțumim din suflet că suntem alături de Ovidiu. Și pupați-o pe mama, pupați-o pe mama, că e o nebunie de mamă. Sarut mâna, vă pupăm. Sănătate multă, numai vă bine. Sarut mâna, Ileana și Poteanu ne cântă. Sănătate, la mulți ani. La mulți ani. Căutarea fericirii se aruncă toată în patima iubirii. Și chiar de-a fost odată înșelată, ea tot mai crede în dragoste curată. Când a căzut răpusă de trădare, se lasă în genunchi cu disperare și cere condamnată și osândită doar dreptul de a iubi și a fi iubită. Și cere condamnată și osândită doar dreptul de a iubi și a fi iubită. Femeia are dreptul la iubire, să soarbă din paharul fericire și îngeri va purta pe brațul ei, născuți prin legământul dragostei. Ardă-n ochii ei scânteia, lumina vieții ce-a sfințit femeia. Lasă-mi să-mi florească trandafiri și zâmbete în blândele-i pământ. Nu sunt femei urâte, sunt doar femei ce încă nu-s iubite. Iubirea este taina frumuseții, ce au cântat-o în versul lor poeții. Femeia tandră și seducătoare, supusă-și cere cruda condamnare, în dragoste să fie răstignită, singur drept de a mai fi iubită. În dragoste să fie răstignită, un singur drept de a mai fi iubită. Femeia are dreptul la iubire, să soarbă din paharul fericire și îngeri va purta pe brațul ei, născuți prin legământul dragostei. Ardă-n ochii ei scânteia, lumina vieții ce-a sfințit femeia. Lasă-mi să-mi florească trandafiri și zâmbete când blândele-i privi. Femeia are dreptul la iubire, să soarbă din paharul fericire și îngeri va purta pe brațul ei, născuți prin legământul dragostei. Lăsați să ardă în ochii ei scânteia, lumina vieții ce-a sfințit femeia. Lasă-mi să-mi florească trandafiri și zâmbete în blândele-i privi. O invităm pe Ileana și Poteanu alături de noi. Ileana, o poveste foarte frumoasă cu Ovidiu al nostru, după care o să multe mai avem, o ultimă surpriză. Ovidiu, nu știu dacă mai poate, de asta m-am nu mai să... poate? Am bătrânit? N-am bătrânit. Da?
da. Aoleu, eu cred că o poveste poate frumoasă cu Ovidiu Ilea, da? Da, avem mai multe, dar să fii mai delicată, că eu n-am fost. Nu. Eu mi-aduc aminte de debutul artistic al lui Ovidiu Comornic prin 91, cred, da? La Mamaia. 90. Când Mitică i-a oferit o prima audiție. Dumitru Lupu. Da. Dumitru Lupu, pardon. Da. Așa, să știe lumea de acasă, da. Marele compozitor Dumitru Lupu. Da. Și de atunci mi-l aduc aminte, era cu chică, așa, era foarte... Îl cunoaștem, l-am prins eu cu chică. Da, frumușe. Asta era moda. Asta e treaba. Și Marcel ar fi avut chică dacă putea. Și multe amintiri le avem aici la el, la Ovo, acolo, la casa lui la casa muzicală. Ovo, casa, da. Ovo din Vamă, da. Ce să spun? Mai e ceva? E surpriză? Atenție mare. Spune alo, dragul meu Ovidiu. Alo. 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 Da, bună ziua. Cine să fie, doamnelor? Avem marea onoare să fie alături de noi Angela Similea, pe care o pupăm, o iubim și mulțumim. Vă felicit și vă iubesc pe toți. Sunteți atât de frumoși toți. Ce oameni frumoși. Mulțumim. Ce minunat sunteți, dragii mei. Am preluat emoțiile lui Ovidiu. Așa este. Ovidiu, ce mai spun eu după tot ce s-a spus astăzi și tot nu s-a cuprins, tot ce însemni tu, la mulți ani. Să fii sănătos alături de Cati, alături de familia ta întreagă, să fii iubit pentru tine, pentru felul tău de a fi și pentru muzica ta. Și pentru că prietena noastră comună, Dida Drăgan, te-a supranumit izvor nesecat, să rămâi așa, un izvor nesecat de muzică frumoasă, romantică și muzică ce să ajungă neapărat la sufletul românului, care are atât de multă nevoie de mângâiere. La mulți ani, dragul meu prieten! Mulțumim foarte mult, Ovidiu. Mulțumesc, draga mea, Angela, mulțumesc. Sunt chiar surprins că ai intrat în direct. Îți mulțumesc mult, Angela, și știi foarte bine cât de mult te prețuiesc, atât ca om, cât și ca mare legendă ce ești. Îți mulțumesc frumos, Angela, draga mea. Între Angela Similea și Ovidiu Comornic a fost o relație artistică, dar și sufletească, prietenească, absolut fabuloasă. Nu a fost, este. Și este în continuare. Dar noi vrem să vă vedem mai des, dar asta nu mai știu ce timp să folosesc. Și este o legendă vie. Da, categoric. A fost o colaborare și o să mai pe fie scenă. Nu, prietenia noastră, relația noastră a fost foarte frumoasă. Nu, eu știu foarte bine. Nu, am avut o colaborare artistică minunată, de 15 ani. Nici nu știm cum a trecut așa de repede acești ani, dar au fost, cred că, cele mai frumoase momente, cel puțin din viața mea, au fost cele mai frumoase momente pe care eu le-am trăit alături de Angela Similea. Și mi-aduc aminte că umblam peste tot prin lume, prin țară, și serile erau arhipline. Publicul ne arăta dragostea la fiecare spectacol și îi mulțumesc pentru că am avut ocazia să fiu alături de această doamnă marea noastră artistă, Angela Similea. Așa te iubesc, Angela, mulțumesc din suflet. Și eu vă iubesc pe toți. Și noi te iubim. Mulțumim mult. Mult. Dragii mei, colegi, să fiți sănătoși și să aveți un an minunat. Mulțumim, la fel. Vă îmbrățișăm și noi, doamna Similea, vă mulțumim. La revedere mult. Și felicitări pentru idee. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim la foarte revedere. Mult. E ca o binecuvântare, ca să zic așa. Mulțumim foarte mult. Ovidiu, e momentul să te lăsăm în pace. Să salutări, Cristi. Ultimul tău cuvânt. Salutări de la Vasile Muraru și Valentina Pătru. Cu drag, cupăm. Nu știu ce, pentru Ovidiu Comornic și Carmen Aldeablat, te pupă la mulți ani. Și Carmen Rădulescu, a care zi de naștere azi, dar era la Constanța și n-a putut să intre. Nu, e tot pe 29. Exact. E pe 29. Așa, e tot pe o dată în zi cu tine. Natalia, cred. Fetelor, vă rog să-l pupați acum, pentru că va trebui să încheiem acest moment. Și ți-am adus ceva fin, cadou. Cum se face, da? Să-ți dea Dumnezeu sănătate, să ne trăiești, te iubim, și să ne încânt sufletele așa cum ai făcut-o până acum. Vă mulțumesc frumos. Ovidiu, îți mulțumesc. Eu te pup după emisiune. Și poate ne mai dă o melodie, ceva. Acum era momentul. S-au prins, ai văzut? Cu mare drag. La mulți ani, Ovidiu, îți mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce faci. Eu îți mulțumesc. O ultimă piesă pe ziua de astăzi, din partea lui Ovidiu Comornic. La mulți ani, Ovidiu! Dragii mei, vă mulțumesc din suflet. La
trecut o zi și eu te aștept să vii, iubito. Să pot să te ating, să pot să te aling, iubito. Să-ți simt parfumul tău, să-ți mângâi ploapele și să-ți spun ce dor mi-a fost de tine. Nu am crezut că o să-mi lipsești atât de mult, iubito. Nu am crezut că fără tine viața mea nu are rost. E drept că nu ți-am spus nici când că te iubesc. Nu am crezut că pot să te amăgesc. Când te iubesc, nu am cuvinte să-ți mai spun. Aș da orice să fiu cu tine acum și să-ți sărut. În fiecare zi și noapte pe tine te doresc și tu nu ești aproape. Ce mult aș vrea să știi, mereu te voi iubi. Cu tine adorm în gând și mă trezesc în zori de zi. Mulțumim foarte mult, Ovidiu Comornic, Sanda, Ileana, mulțumim foarte mult. Mergem mai departe, o altă exclusivitate. Ovidiu se va sărbători duminică, să-l urmăriți pe rețelele sociale. Până atunci, Cristina Bălan, doamnelor și domnilor, are o apariție senzațională alături de Gabi. Acum, bun găsit, mă bucur să vă văd și acum când îngerașul a venit pe lume. Să pot să te ating, să pot să te aling. Bine te-am regăsit, Cristi, bine v-am regăsit pe toți. Salutare! Ultima oară eram pe punctul D, acum suntem la destinație. M-am dezumflat! Bravo, Cristina! Felicitări! Te rog să-mi spui cum a fost, cum este cea mică, cum sunteți acum. O să vedem și niște fotografii foarte frumoase, numai pentru noi, făcute de Cristina și de Gabi. Cum sunteți? Sunt
Suntem foarte bine, m-am recuperat foarte rapid, nașterea a fost naturală, așa cum mi-am dorit-o. Ce să spun, fetița este de vis, este cel mai dulce bebeluș și ne topim amândoi zi de zi, în fiecare dimineață când o văd după ce mai trag așa câte un pui de somn înșezut, pentru că noaptea nu prea doarme. Da, un pui mic de tot, deci da, un puiuț de somn. Micuț de tot așa, dar este absolut normal, bebelușii nu dorm noaptea instinctiv pentru că este o chestiune care ține de supraviețuire, am citit despre treaba asta, nu am așteptări mari și alăptez exclusiv și la cerere, așa că mi-am asumat treaba asta cu nedormitul. În rest suntem foarte bine. Foarte bine, nedormit de 28 de zile, da, de nopți. Avem fotografii foarte frumoase cu noi. Gabi, vreau să aflu de la tine cine a plâns, cum a plâns de bucurie, ce a fost în sufletul vostru în momentul în care ați văzut-o pe cea mică și evident ce a zis și au zis cei doi mândri feciori. A fost o experiență imposibil de descris în cuvinte. Am asistat la naștere, a fost o naștere naturală. Am fost alături de ea în acele momente. Am văzut-o pe fată din secunda 1 în care a apărut pe lume. Am 42 de ani împliniți și crede-mă că nu am trăit o experiență care poate fi comparată nici măcar cu 5% din acel moment. Băieții, ce să zic, sunt, că tot zicea și Cristina mai devreme, am tot spus-o noi legat de topit, cât de topit suntem. Salvador Dalí, noi suntem. Știi cum erau lucrările, da, lui, da, da, așa da. Suntem noi pe lângă fată. Este visul ce am visat, știi vorba aia. Chiar făcusem o postare ieri, alaltăieri, mă rog, legat de subiectul ăsta, în familia mea, pe latura paternă, pe linia paternă, nu am avut nicio fetiță, încă de la străbunicii mei până în prezent, și ne-am dorit cu toții, adică și părinții mei și-au dorit o fetiță, au sperat să fiu eu o fetiță, n-am fost, și noi la prima sarcină, de altfel, am crezut despre Matei, că este fetiță, pentru că n-a vrut neam să se arate la monitorizările de sarcină, și până spre final chiar am crezut că o să avem și o fetiță și un băiat. Până la urmă s-a dovedit că sunt doi băieți. Așa că Nadeea este fetița mult dorită și așteptată de câteva generații în familia noastră și este cel puțin iubită până la infinit și înapoi. Adică e greu de spus în cuvinte ce simțim și cum ne simțim în prezența ei. Este stăpâna casei noastre, asta e fără doar și poate. Foarte frumos, mă bucur foarte mult. Băieții, cum sunt băieții? Cum o crotesc? Cum o văd? Băieții sunt fascinați, au fost din prima secundă când au văzut-o. Noi am așteptat foarte mult acest moment și ne-am imaginat de multe ori în timpul sarcinii cum vor reacționa ei atunci când își vor vedea surioara, pentru că le povesteam, uite, acum Nadeea este în burtică la mami, în curând o să iasă din burtică și o să vină așa în brațele noastre. Și primul moment a fost copleșitor, a venit la câteva ore după naștere și a fost de vis. Ei s-au uitat la ea, au venit în liniște, au așa parcă respectând tot momentul acela sacru și intim și frumos. Apoi au cerut-o în brațe, a doua zi deja voiau să o ia în brațe, le-am dat-o în brațe, bineînțeles cu supravegherea noastră. Totul frumos, adică este normal că uneori mai atenționăm, băieți, vedeți că faceți gălăgie cam mare, dar este absolut normal și nu vreau nici să exagerez cu treaba asta, pentru că și fetița trebuie să se obișnuiască cu faptul că are doi năzdrăvani pe lângă ea și este absolut normal în timpul zilei să fie zgomote de fond. E, noaptea ei dorm, așa că noaptea facem noi petrecere. Foarte frumos. Vreau să știu, să pun celebra, eterna, banală, dar întotdeauna interesantă, altfel de altă parte, întrebare. Cu cine seamănă, cu mami sau cu tati? Cu
Toată lumea spune treaba asta, că seamănă cu mine. Eu sunt singurul care nu vede. Are cropița lui din asta, bărbie, da. În primul rând, asta a fost o chestie frapantă pentru noi. Este atât de drăgălașă cu gropița ei aici. Da, dar ochii sunt ai tăi. Ochii ei sunt ai mei. Până acum, da, că pentru că sunt migdalați așa și... Rămâne de văzut. Bun. O să arătăm la un moment dat și pozele cu ea și o arătăm și pe ea și atunci o să spuneți voi cu cine seamănă. Avem o fotografie oferită chiar de voi în care dormiți nas în nas, ca să zic așa, și într-adevăr așa se vede că seamănă cu tine, Gabi, fără niciun fel de discuție. Da. Când urmează pașii firești, adică fare, botez, alte lucruri pe care aveți de gând să le faceți? Wow, n-am avut adică nu știu, nici măcar nu mi-am nu știu, nu. Nani, nu știu. M-am concentrat pe alăptare, sincer să fiu, pentru că am întâmpinat niște provocări și chiar am să fac o postare pe subiectul acesta, pentru că eu, cu toată experiența mea, alăptat gemenii până la aproape 3 ani, m-am confruntat cu niște provocări acum cu un singur copil. Deci este o chestiune care trebuie, despre care trebuie vorbit. Așa că nu am avut energie pur și simplu să mă gândesc la botez, la alte etape firești. O să vină și asta în momentul în care ne stabilizăm cumva. Încă nu ne-am intrat într-un ritm foarte clar și mai avem nevoie de puțin timp. Da, foarte bine. Cum s-a reorganizat casa, Gabi? Pentru că acum sunt 3 copii, camere, spații. Cum faceți? Cum e treaba în casă? N-are, stai că e tot eu. Nu, fata are brațele noastre, deci nu are momentan pătuțul ei, nu are camera ei, deși am avea unde să îi facem, numai că am preferat să o purtăm pe noi, doarme. Bine, deci asta vreau să spun și eu, ea este și prințesă așa un picuț, nu îi place deloc, dar cred că are senzor de perimetru sau ceva, dacă o îndepărtăm de brațele noastre, instant începe scandalul și protestează și ce faceți, unde plecați, înapoi la mine. Este și normal, pentru că acesta ar fi al patrulea trimestru, perioada extrauterină, perioada de adaptare a unui bebeluș. Din nou am citit și despre asta, citesc foarte mult în ceea ce privește puericultura și... Da, asta este, când nu dormi, citești și este foarte normal ca bebelușul să aibă nevoie de brațele mamei, în primul rând, pentru că pe mamă o cunoaște încă din viața intrauterină, apoi brațele tatălui, bunicii, cine. Uite, asta vreau să zic, acum, de exemplu, este în brațele bunicii. Să nu-ți imaginezi că stă singurică pe undeva, nu se poate, nu. Vreau să vă întreb cum a fost până la urmă, iată, au fost 9 luni plus momentul în care ea s-a născut. E o călătorie foarte frumoasă. Care a fost momentul de grație, este cel în care ea a venit pe lume? Cum a fost această călătorie acum când totul a fost? Sarcina a fost, v-a oferit vreodată un moment de emoție? Cum îl vedeți acum? Pentru că iată, a trecut și Nadea este sănătoasă în brațele voastre. Da, este visul pe care l-am visat. Să credem. Sunt, cum ziceam, doar atât vreau să-i scuze. Au trecut, astăzi sunt 28 de zile de când s-a născut fetița noastră și încă ne uităm zilnic la ea, dimineață, seară, lumină, noapte, oricum ar fi, ne uităm la ea și încă nu ne vine să credem că suntem aici. Ne-am bucurat extrem de mult de sarcină, mai ales că având deja o experiență în spate, având o naștere, având pe cei doi minunații noștri, Tomaș și Matei, având și o altă vârstă acum, sunt totuși aproape 10 ani diferit, diferență între cele două sarcini, am știut să vedem altfel momentul, să îl savurăm mult mai mult și să ne bucurăm mult mai mult de fiecare etapă în parte. Ai legătura? Da, am legătura. A fost o sarcină, așa cum am și tot spus, așa a rămas, am avut o sarcină foarte, foarte frumoasă, foarte ușoară, doar cu micile neplăceri aferente. Este normal, dacă nu mai pot să mă leg la șireturi, este absolut normal, dacă mai gâfâi puțin, este absolut normal, și alte mici inconveniente, dar în afară de asta
am dus-o pe picioare cum ar veni. Ca să nu spun că travaliul m-a apucat, noi fiind într-un magazin, plimbându-ne. Anticipând, de fapt, momentul, pentru că a și spus înainte să ieșim cu piticii, hai să ieșim până în locul respectiv, da. S-ar putea să fie ultima ieșire. Excepțional! Am spus lui Gabi, hai să ne grăbim puțin, pentru că... Da, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Prin urmare, Cristina a simțit ca orice mamă care simte. Nadea are vreun alint, vreo formă de răsfăț așa pe care putem să o dezvăluim? De toate, de la gărgăriță la... Niugăză, mugăză, orice invenție de moment nou. Țuțulină și toate cele. Da. N-ai cum, e în momentul de față... Sufletica, îi spun eu mai da, des, sufletica da, mea, da. Vreau să vă rog lucrul următor. Acum că, iată, avem de-a face cu o victorie. Iată, Cristina, după niște ani, la o vârstă a maturității, dar care, iată, a determinat-o cu curaj să meargă către o sarcină și a adus pe lume un copil, un copil sănătos, deși lumea spune, domne, până la vârsta nu știu care, că după aia, că nu știu ce, că nu știu cum. Ce mesaj ai tu pentru toate femeile care au devenit, pot deveni mame și care, iată, trebuie să-și ia destinul în mâini, astfel încât chiar și la o vârstă frumoasă, care nu e chiar 20 de ani, devin mame. Este discutabil, pentru că așa cum suntem diferiți cu toții și femeile, biologic, mental, emoțional, suntem diferite. Poate că eu la vârsta pe care o am frumoasă, 40 plus, mă simt mai tânără decât o femeie la 20 plus, care se simte mai obosită și mai lipsită de viață și energie decât mă simt eu acum. Așa că nu cred că are neapărat legătură cu cifrele din buletin, ci are legătură cu o stare emoțională și psihică a femeii în sine și cu felul în care privește lucrurile. Riscuri există oricând, culmea, există și la 20 de ani riscuri în ceea ce privește o sarcină, există și la 40 și la 50 și așa mai departe. Eu aș îndemna femeile să-și urmeze instinctul, să-și asculte vocea interioară. Și la fel am făcut și eu, de altfel. Am simțit încă de la început că vorbim de o sarcină tipică, vorbim de un copil sănătos, inclusiv faptul că e fetiță. N-am avut decât două nume de fată, iată. Și așa a fost. Intuiția este un lucru foarte puternic, numai că noi nu mai suntem educați să ne urmăm acea voce interioară, din păcate. Gabi, un ultim mesaj, vă mulțumim foarte mult. Programul este scurt, trei copii nu sunt la îndemână pentru oricine. Un ultim gând frumos la acest moment absolut senzațional. Ultim? mai dezarmat. Mai las așa pe nepregătite. Nu știu, să faceți tot ce faceți în viață cu iubire. Pentru că atunci totul este mult mai simplu și mult mai frumos. Ai spus foarte frumos. Noi așa că facem. Ăsta e secretul nostru, ca să spui așa. De asta am și decis să mai facem un copil, să ne înhămăm, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare la acest drum. Pentru că am simțit că noi mai avem de oferit iubire mai mult decât ofeream deja celor două minuni din viața noastră. Hai că l-ai emoționat. Da, am zis că m-a dezarmat. Cristina și Gabi, vă mulțumesc foarte mult. Sper să ne vedem cât de curând cu Nadea. Să fiți iubiți și, într-adevăr, dragostea aduce tot ceea ce este mai bun, tot ce să credeți în ea. Cristina și Gabi, după pauză, alte surprize. Toate cele bune! Bun găsit! Sunt Dick Tudor. Împreună o să descoperim cele mai frumoase povești. Cu ajutorul TikTok-ului se apropie ziua îndrăgostiților, dragostea plutește prin aer.
aer, atât de tare încât ai crede că o vacă e MOV. Iubire, ce culoare are farfuria asta? Albă. Asta, ce culoare are? Albă, iubire. Farfuria asta, ce culoare are? E albă. Și laptele, ce culoare are? Alb. Și vaca ce bea? Lapte. Apă. Alții, din dragoste, fac mari sacrificii. O acceptă pe mama soacră cu loc de veci cu tot. Mă auzi că ți-a murit secretara. Da, a murit săraca. Nu vrei să o bași pe mama locul ei? Merge și vorbește cu grupalul, pe mine, indiferent. Înduioșător, ce ziceți de bărbatul gospodar care face economie? Ce faci, mai? Tu faci bani îmbrăcat? N-ai zis tu să fac economie? Mă spăl și eu, spăl și hainele. Ha, stai puțin. Bagă și pe asta la muiar, dacă tot facem economie. La voi cum e? Ce te faci însă, ca femeie, când descoperi că te-ai căsătorit cu o mândrețe de prost? Domnule doctor, așa ceva nu se poate. Da. Ce ați poții, domnule? Păi mi-ați dat tratament să nu rămână gravidă și uite, că e sărcina ta. Ia dă, domnule, să văd rețeta. Ziceți, domnule, ce s-a întâmplat? Că a luat pastilele fix cum l-a spus. Stați puțin, cine a luat pastilele? Eu, cine? Păi nu așa a spus să iau câte una pe zi. Să ia câte una pe zi, soția, nu dumneavoastră. Păi, da. Măcar acest băiat pare politicos, dar când vine cineva cu tupeu, merită să mănânce cinea cu polonicul. În fine, hai să ne delectăm cu ceva dulce. Un tort fără ouă, sau nu? How to make an eggless cake. 1.5 cups of all-purpose flour, 1/4 cup of cocoa powder, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of baking soda, 1 cup of sugar. Turn your mixer onto a low speed, then add the following. 1 cup of full milk, 1/3 cup of premium coconut oil, 1 tablespoon of fresh lemon juice, 1 tablespoon of vanilla extract. Step 2, add eggs. Step 3, add 1 cup of chocolate sauce. Step 3, add 1 cup of chocolate. Step 3, add 1 cup of chocolate. Step 3, add 1 cup. Step 3, add. Step. Add chocolate. Add chocolate sauce, add chocolate sauce. Să ne întoarcem la școală. Vreți să știți care este hitul iernii în școli acum? Hai să dăm mână cu mână cei cu patru la română și cu doi la geografie, dăm colo de chimie. Hai să copiem pe cine vină face lângă mine. Doamnelor și domnilor, mare bucurie în acest moment. O avem alături de noi pe Elisabeta Lipă, buna noastră prietenă. Dar nu știți cât de prieteni suntem noi? Am luat și o gură de apă pe treaba asta cu domnul Lipă. Vă relatez în cele 15 minute în care vorbim situația următoare. Ultima olimpiadă la care participă doamna Lipă, la premiile VIP, se adună toată lumea, toată delegația zice da. Primim în momentul în care începea festivitatea, la Intercontinental, toți marii campioni erau acolo, primim un telefon, domnul Țiriac a zis să nu intre niciun campion, nu participă, pentru că o să fie o gală specială. Domne, vorbesc, omul relaxat, s-auzea o apă în spatele lui, cred că era pe o bărcuță, ceva. Zic, ce să facem? Treia să înceapă, stăteam sub scară la Inter, acolo jos, ce să facem? Și a venit domnul Lipă și a zis, intru eu. Domnule, a intrat domnul Lipă,
A vorbit senzațional. A făcut o aluzie fină. Deci, dacă o știați pe doamna Lipă, pe domnul Lipă, pe care eu îl iubesc de multă vreme, noi am mai vorbit, a mai fost alături de mine, când mai aveam diverse proprietăți, domnule, domnul Lipă, figură mare. Doamna Lipă, vă rog să mi-l prezentați. Orice general are în spate un comandant la rândul lui. Păi ce să mai prezint eu când l-ai prezentat atât de bine, încât îți dau cuvântul să continui, că nu merge altfel. De ce vorbesc numai eu? Eu m-am speriat, așteptam să intru în emisiune și citesc acolo. Domnul Lipă n-a susținut, zic, când s-a întâmplat lucrul ăsta, că... Exista o legendă că la ultima olimpiadă la care... stai că mi-am adus aminte, zic, la ultima participare a mea la Jocurile Olimpice. Deci eu sunt sportiva cu 3 retrageri și cu 3 reveniri pentru Jocurile Olimpice. Și cu medalii după aceea. Și cu medalii, bineînțeles. Aia, că alții au mai revenit, dar nu atât de sus. Obiectivul cel mai important. Și când m-am hotărât pentru ultima mea participare, adică la Jocurile Olimpice de la Atena, i-am zis într-o zi, Cornel, știi ce? Eu mă duc la Snagov. Și a zis, Doamne, cum să te mai duci la Snagov? Păi ce, tu crezi că mai faci față? Păi zic, dacă nu încerc... Nu știu. Nu știu. Și decât să-mi pară rău și să am pe creier toată viața că... Puteam să... Mai bine mă duc să văd, că tu știi că eu nu mă duc să mă fac de râs. Dacă merge, merge. Dacă nu merge, vin frumos acasă și asta era. Și mergea și a 7-a ediție a Jocurilor Olimpice. Dar de ce domnul Lipă nu s-a mai putut și a 7-a? Dar nu vreau să intru în discuția asta acum, de ce nu a fost și la a 7-a. Cred că se poate rezolva acum, anul ăsta, ceea ce nu s-a rezolvat atunci. Nu cu participarea mea. Cu participarea, la asta mă referam. Generație bună acum. Era o presiune, Elisabeta a pus o presiune atunci, a spus că revine pentru a 7-a ediție a Jocurilor Olimpice, dacă România va face o pistă de canotaj. Și n-a făcut. Și n-a făcut. Și a spus, domnule, sunt un om de cuvânt. Mi-am dat cuvântul. Știu. Că vin, dacă o faceți. Dacă n-ați făcut-o, am sorry. România a avut de pierdut și când a avut pistă, da. Și când a avut-o pe Elisabeta. Da, însă anul ăsta este o oportunitate incredibilă pe lacul Pantelimon în București, da? Să facă o pistă împreună cu conducerea și cu cetățenii. Absolut. Lacului Pantelimon, în orașul Pantelimon, ceea ce este un proiect fabulos. Ăsta cred că vrea să-l mai facă. S-ar mai duce odată la Olimpiadă. După care cred că vrea să se odihnească. Nu, pe de altă parte, atunci a zis că se duce doamna Lipă și noi astăzi a zis, da, eu nu mai, adică... Nu, i-am spus așa, franc, noi așa discutăm, eu nu te mai susțin. Și? A zis, bine, lasă-mă să te arăt. Ok, dar în spatele acestei afirmații a fost faptul că a revenit din 2003, din februarie, martie, așa a revenit în cantonament, să-și facă mână, să vadă dacă mai merge. Și în momentul în care venea sâmbătă acasă și vorbea la telefon tot timpul cu Doina, duminică la fel, eu mi-am dat seama atunci și pentru că se poate. Prima dată cât de implicată e și că de fapt ăsta e destinul ei. Și era momentul să facă a 6-a ediție și pentru ea și fără susținerea mea declarată. Cum este, nu e ușor totuși să fii omul din viața din spatele unei campioane, pentru că este un sport la care sacrificiul personal e pe primul plan. Stai acolo! Și Elisabeta a reușit, Lipa a reușit să aibă și copil și să aibă, aveți o familie frumoasă. În primul rând că vă potriviți, că sunteți o familie absolut, dar pentru domnul Lipă nu ne dăm seama. Cum a fost anii ăștia în care stăteați acasă? Ești prietenul meu declarat, Cristian. Și noi când ne-am cunoscut, Elisabeta avea vreo 19 ani, deci nu se pune problema de notorietatea respectivă. Eu aveam vreo 24 și de-a lungul timpului și atunci când am hotărât de comun acord să mergem împreună, nu era
decât de aici, nu dintr-o... Absolut. E limpede asta și nu din alte interese. Și încet, încet am început să ne completăm. Ne-a ieșit. Ăsta a fost, ăsta este destinul Elisabetei și se pare alegerea mea. Cred că în câteva cuvinte. Și a fost bună. Bună, da, da. Mă autofelicit pentru asta. Doamnelor și domnilor, după scurtă pauză, revenim cu doamna și domnul Lipă. O poezie de familie. Da, doamnelor și domnilor, suntem împreună cu doamna Lipă și cu domnul Lipă. Povestim despre diverse lucruri foarte frumoase. Domnul Lipă, băiatul dumneavoastră, băiatul ăla mișto pe care noi ne-am întâlnit la o răștie, la Omedat, cu toată lumea, doamna Lipă a venit mai târziu, eu eram cu avionul, cu domnul Lipă, făcea așa cu noi ca la Balamuc. Ce am moștenit de la dumneavoastră și ce de la doamna? În primul rând, dacă îți arăt o fotografie cu mine la vârsta lui, i-am arătat Lorenei, prietenei lui Dragoș, și s-a șocat vreo 4 ore, stătea să uita la mine din toate unghiurile, că seamănă cu mine. Deci așa o să fie când... Deci așa o să fie. Tot la fel de tare, da? Nu, deci domnul... Este săgetător ca mine. Bravo. Și ceea ce mi-am și dorit. Cu aceleași puncte de vedere, bine argumentat. Bineînțeles, bineînțeles. Are umorul meu, așa mi-au spus prietenii. Grozav. Are timbru vocii mele, identic. Grozav. E băiatul dumneavoastră, da, e clar că e dumneavoastră. El, mama e numai una, dar e domnul Lipa. Are ambiția mea, are ambiția să fie mereu pe primul loc, nu se lasă. Și foarte, ochii ai dumneavoastră? Cu ochii mei, așa. Foarte muncitor. Da? Dacă începe un lucru, nu se lasă până nu-l duce la capăt. Deci e bine. Cum vă completați? Cum faceți? Deci eu totdeauna vă știu așa. Acasă, cum sunteți? Când e vorba de o decizie, avem de-a face cu o campioană care a fost ministru, comandant, adică lider. Dar avem și un soț care de asemenea are capacități de lider. Cum intră două săbii atât de puternice în aceeași teacă? În ultimul an cam avut mai multe proiecte. Dar am ținut cont și de punctul Elisabetei de vedere, măcar formal în anumite situații, că erau probleme inginerești, proiecte. Iar eu, așa, ce pot să spun, că 2022 a fost un an foarte greu, dar foarte bun. Foarte bun. N-am fost plecat 2 zile în concediu și n-am fost plecați. Eu... Ce îmi place să fac cel mai mult? Să fiu alături de sportivi, să mă duc să ies pe apă. Și cu rezultate frumoase. Rezultatele, și cu cât îți dorești mai mult, cu atât trebuie să stai mai mult. Absolut. Alături de ei, să le cunoști bucuriile, suferințele, nevoile. Și pe Cornel l-am lăsat acasă să se ocupe. Deci de asta ați luat singur decizia, că era ocupată cu sportivii. Dar la sfârșitul anului știi ce a zis? Toată lumea era pe plus. Mai stai și tu acasă, că eu nu mai pot. Da, la European am fost, am văzut marele nostru succes de la seniori, cele 5 medalii de aur. A fost un an extraordinar. Și cele 4 medalii de aur de la Ratice. Cum, ce le face? Că la doamna iese, la alții nu le iese. Acum vreau secretul, deci trebuie să fie un secret. Dom'le, ce le face? Dau un exemplu. La pistele de control de sâmbătă, la 6 dimineața, zice, hai, mergi cu mine? Zic, am mers, am văzut. Știu despre ce e vorba, mulțumesc, de data asta nu mai merg. Deci trebuie să fie un meseriaș care a ajuns la nivelul maxim al performanței, astfel încât nu poate să o păcălească nimeni. Da, și când era ministru, mergea dimineața la 6 pe lac, la canotaj, să vadă. Deci... Aseară domnul Belu la Gala Sportului, și îi felicit încă o dată și pe domn Belu și pe doamna Mariana Pitang pentru acel frumos trofeu și nu trofeul în sine, că este frumos, ci recunoașterea. Absolut, au făcut ceva unic. Valorilor care și nu va mai fi la fel. Care oricum a venit foarte târziu, pentru așa că este. Odată ce dai cu omul de pământ, îl tăvălești și după aia vii cu niște recompense de genul acesta, nu mai are nimic, nicio valoare. Așa e.
Dar domnul Belu a spus o mare vorbă. A zis, succesul fac cei care știu să-l facă, iar cei care n-au succes fac cât pot. Foarte bună. Foarte bună. Dar interesant a fost că a primit distincția din partea premierului României, ceea ce e o recunoaștere la cel mai înalt nivel. Trebuia, nu domnul, vă supărați. Eu vorbeam ieri că a fost ziua lui Nicolae Bodgros și Maia Sandu era acolo. Adică trebuie să vină statul către om. Corect. Da. Uite, mai avem vreo 3 minute, dar vreau să știu. Aveți și când sunt momentele dumneavoastră împreună? De tandrețe, de dulce așa. Aveți? De răsfăț. Normal că avem. Când? Cum faceți? Sâmbătă. Ce se întâmplă sâmbătă? E cam greu, deoarece are tot felul de evenimente la care eu nu prea mai vreau să mai particip, dar se mai întâmplă. Nu neapărat în weekend. Un mic dejun, o treabă, o poveste, un ieșit undeva de povestit. Cum faceți? Uite, mergem la o piesă de teatru. Amândoi. Da, am fost... ce zi am fost noi? O sâmbătă la... la sala studio la Monica Davidescu, să o vedem și pe Aurelian Timișan. Bravo. Că-s prietenii noștri și grozav. Îți face plăcere și când vezi sala plină, înseamnă că oamenilor le place, simt nevoia să iasă, să vadă o piesă frumoasă. Așa e. Îmi place, de exemplu, să stau acasă, să psihic mă relaxez, nici de pijama nu mă dezbrac atunci când știu că nu trebuie să merg nicăieri. Dar spune cum a fost în croazieră. Avem 1:30, sunt pregătit. N-am avut timp să ne facem planuri pentru sărbători, pentru că am avut foarte mult de lucru și când a venit momentul, zic, noi ce facem? Hai să mergem la finii noștri, la Orșova, am făcut Crăciunul și de acolo zic, hai să legăm, mergem și noi într-o croazieră. Ce croazieră? Eu m-am bălângănit toată 24 de ani pe apă. Deci, m-am bălângănit o viață întreagă, mai vrei un pic? 24 de ani, zic, nu mai pot. Nu mai pot. Da, dar știi că este frumos. Știi că este, hai să... Și ne-am dus pe MS Diana. Așa? Un vas extraordinar cu oameni deosebiți, cu turiști. Care a fost traseu? Viena. Ne-am îmbarcat de la Viena. Așa, Viena. Bratislava, Budapesta, Belgrad, Viena. Așa? Și după care am zis, nu prea cunoaștem turiștii de acolo, hai să mai vină și niște prieteni de-ai noștri. Și a venit o prietenă din Italia și o prietenă de-a mea, am început canotajul împreună și trăiește în Germania de și ea și soțul ei de peste 30 de ani. Și am făcut un grup de 5 și am zis, Carolina, ia-l și pe Marius și hai să facem noi un revelion cum n-am visat noi. A fost bună bălângăneala asta? Și a ieșit ceva, am avut niște emoții așa în prima seară. Că am zis, Doamne, cum să dorm pe un vas? Dar am uitat și de bălângăneală și de tot, pentru că atmosfera a fost extraordinară. Mai că s-a simțit ca în cantonament, ceea ce am fost puțin panicat. Îmi promiteți că mai veniți. A zis că revin. Cea mai mare plăcere. Deci, doamnelor și domnilor, despre iubire, despre relații frumoase, despre forța unei familii și unui cuplu, ați văzut acum, doamna și domnul Lipă, vă promitem, poate cine știe, de dragobete. Facem de dragobete în România. Poate sigur. Domnul Lipă ne mai îngăduie odată. Weekend frumos, mulțumim foarte mult. Weekend frumos. Absolut excepțional. Uneori sunt prea puține minute în emisiunea asta. Toate cele bune.